O, Doamne, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc prin ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. Ești Tu cuprins în vreme și în spațiu, când Tu cuprins în Tine însuți tot, pot eu întinde către Tine brațul? O, iartă-mă îndrăzneala și nesațul, vreau să înțeleg atâtea și nu pot. O, Doamne, ce ești Tu, o conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine? Ești și Tu ființă cu bucurii, cu dor, cu suferință? Sau ești mai sus de gând și de durere? Spre focul din pustiu privea profetul și se simțea atât de mărunt, iar când a vrut să-ți poată ști secretul, Tu i-ai răspuns, eu sunt acel ce sunt. Tu ești, deci numai Tu și nimeni altul. Căci toate sunt țesute din nimic, simbolul sunt și carnea și bazaltul, dar Tu ce ești? Supremă, prea înaltul, spre care atât de trudnic mă ridic. Tu ai creat și crin, și orhidee, și cerul cu ciudatele călești, și chipul de copil și de femeie, și geniul ce sclipește în idee. Dar Tu, Făuritorul, Tu, cum ești? Mă-i torz din nevăzute molecule și poate că în carnea mea de om sunt mii de căi lactee, minuscule, un univers în fiecare atom. Poate pământul nostru totodată e o parte dintr-un fir de praf gigant și în pulberea ce mi s-a pus pe gheată sunt galaxii aduse din neant. Zidar, fără mistie, fără drișcă, Tu chem din vid, din nesfârșitul nu, învârți în cer morișcă, din morișcă, pe toate odată forța Ta le mișcă. O, Tată, mă cutremur, ce ești Tu? Dar sufletul, dar Duhul, lumi latente, ce taine avem în noi și nu le știm. Suntem neexplorate continente, în lut nu sunt divări de sentimente, Tu ce ai ascuns în noi că Te iubim? Și iată, văd o zi de sărbătoare și apostolii așteaptă un răspuns. Arată-ne pe Tatăl și de ajuns. O, Filipe, ce slăve amețitoare vor fi dacă când veți merge sus. Și văd cum râde soarele în grădină, cum îngeri albi aripile și-au strâns. Tresare Magdalena în lumină, rabunii strigă inima ei plină, rabunii strigă glasul ei în plâns. O văd cum cade în genunchi pe stâncă prin ceața cu lumini de curcubeu. O, nu mă atinge, Miriam, căci încă nu m-am suit acolo sus la Tatăl meu. La Tatăl tău? Dar cum? Chiar față în față? În care sanctuar de negândit? O, ce întrebări tot sufletul din viață, pe când Iisus dispare brusc din ceață spre Tatăl cu viteza infinit. Și iată plec și eu și văd cu gândul planete, cu inele în culori, străbat în zbor spiralele de-a rândul și văd super giganți uluitori. Deodată, în oianul de mistere, un chip de crin înaintează blând, spre tronul alb de plasmă și putere, se oprește infinitul în tăcere și un glas duios se aude murmurând, Părinte Sfânt, am isprăvit lucrarea, am viruit prin Tine pe cel rău, ca să câștig pentru pământ iertarea, primește-mă acum la pieptul Tău. O, Fiu născut cum nimeni altul asemeni, Iisuse, sunt atât de fericit, în Tine am fost. Când printre spini și cremeni, cu lacrimi alergai să semeni, în Tine tot calvarul l-am suit. Acum e al Tău pământul, ia și împarte. Domnește peste neamul omenesc, cu cheile de viață și de moarte. Mai mult, privește, împrejur, departe, tot cerul, Fiul meu, ți-l dăruiesc. Jos pe pământ, în casa cu zăvoare, stau ucenicii paliți de fior. Deodată, între ei, un om apare. Stăpuns este la mâini și la picioare. E El, e Domnul lor. Eu sunt. Nu vă înfricați. Eu sunt Cel care vine, Cel înviat, Cel din mormânt. Pe Tatăl meu îl va cunoaște oricine. Toată puterea în cer și pe pământ mi-a dat-o El. Acum luați Duh Sfânt. O,
Doamne, ce măreț e adevărul, căci numai veșnicia fi de ajuns ca să putem cunoaște tot misterul pe Tine și pe Fiul Tău și cerul și să găsim la toate un răspuns. Din stânci în stânci, ochii divin cu Tine, cobor de pe Horeb cu suflet plin, cu tablele nădejdilor în mine și îngenunchind îți mulțumesc.